un pop. Domnul să vorbească puțin la doctor, dacă vrea să-i spună domnul, că îi place foarte mult să vorbească în public. Nu vă ține foarte mult, eu vreau să vă sumarizez puțin experiența mea. Mi-am dorit foarte mult și de foarte mult timp să colaborăm cu spitalul, ceea ce noi am făcut, doar că proiectul ăsta este un proiect foarte special. Noi avem, știți, un centru pentru copii cu autism, știe toată lumea. Ei, de 16 ani, copiii noștri tot cresc. Și cresc, și cresc, și cresc. Termină școala, nu au ce face, la majoritatea au nevoie de tratament și suport în continuare, așa că colaborăm cu secția de psihiatrie din cazul Spitalului Județean și mergând, văzând, am strâns cumva rândurile și am zis hai să facem ceva mai de durată și de impact și pentru adulții cu tulburări psihiatrice. O să vă spun, dar am doctor, și o să știți că ni se poate întâmpla oricui, nimeni nu-i ferit, nimeni nu-i protejat, tulburările psihice. De fapt, cred că jumate din sala asta am putea intra, am avut la un moment dat în viața noastră fie o depresie, fie o tulburare de anxietate, eu sunt convinsă. Dar sunt lucruri care, normale în lumea în care trăim și presiunea asta mare. Așa că noi am avut până acum în proiect două ateliere, rezultatul atelierului le vedeți aici, unul în cadrul centrului Micu Prinț. Dumneavoastră ați mai participat, ați fost alături de noi și la alte expoziții cu lucrările copiilor și în premier, cred eu, nu? Un atelier la secția de psihiatrie din cadrul Spitalului Județean, unde eu, una, și Paul, dau să vă spun, el, artistul care a coordonat atelierul de acolo, am fost absolut... am trecut așa de la extaz, la durere, la, prin toată gama de emoții timp de o săptămână, pentru că am putut să fim alături de oameni de la vârsta de 18-19 ani, pacienți, până la pacienți de 70-80 de ani, care cu toții au început cu ateliere, spunând, dar eu nu știu să desenez, dar eu n-am desenat în viața mea, eu n-am pictat în viața mea. Și am încercat și am zis, haideți să vedeți că puteți învăța. Și a fost o efervescență și o bucurie enormă. Și pentru noi, și pentru ei, și vedeți dumneavoastră rezultatele.